Să zicem 24-48 de ore, mă duc și câștig. Și vă mai dau un exemplu concret. Am un prieten tânăr, de 33 de ani. Are în bancă mai mult de jumătate de milion de euro. Are o vilă în București, una la munte. Ei bine, omul ăsta se angajează pe lângă funcția de bază reprezentanta unei firme străine pentru 1500 de euro pe lună. Deci lucrează două joburi. Iată ce înseamnă un om care muncește. Și nu să nu credeți că e cărpănos. Când se distrează, se distrează. Dar spune, domnule, aia sunt bani câștigați, îi strângem acolo, au fost câștigați din afaceri, iar noi muncim înainte. Nu ne acățărăm ca o găină pe vraful de grăunțe și mâncăm tot. Deci mentalitatea consumatoristă lipsește de la mari întreprinzători, de la cei care au suflete și minți de întreprinzători. Uite, mi s-a părut un mesaj interesant de la o telespectatoare. De 5 ani sunt devastată de singurătate, vreau un iubit. Aici mai poate fi folosită autosugestia mai greu. Da. Ce spui, sunt o gagică? Deci, nu, ca lumea, un moment. Mă rog. Stimate doamnă sau domnișoară, nu știu dacă sunteți doamnă sau domnișoară, trebuie să știți că nu există femeie în lumea asta pentru care să nu existe un bărbat. Nu l-ați întâlnit încă? Eu vă spun că greșiți. Sunt mai multe femei decât bărbați. Deci, din principiu, un bărbat poate avea mai multe femei, o femeie s-ar putea să poate să nu aibă niciun bărbat. Diferența la noi este de noi de circa 2%. Alea le împărțim noi între noi ăștia care ne țin balamalele. Voi între voi, poate. Nu. Păi voi da, între voi. Păi da, acum noi suntem în focul artilerii. Am înțeles, da. Estimată doamnă sau domnișoară, nu disperați. În fiecare zi, repetați-vă în gând, voi întâlni persoana potrivită pentru mine, că atenție, puteți întâlni și o canalie care să vă otrăvească viața și atunci mai bine fără. Deci în fiecare zi, repetați-vă, ca o rugă, dimineața și seara, în fiecare zi, voi întâlni persoana potrivită pentru mine, n-am întâlnit-o încă până acum, va apărea de pe o zi, pe alta, nu-l voi întâlni azi, îl voi întâlni mâine, poi mâine, foarte curând îl voi întâlni. Repetați mereu. Și acum să vedeți... dacă nu există persoană potrivită? Nu, moment, există, cum să nu, fiecare de mai multe persoane care ne potrivim. Care este mecanismul psihic a acestei formule? Deci în momentul în care dumneavoastră vă transformați dorința în această formulă de autosugestie, emanați în mod telepatic gânduri pe care nu le citesc decât subconștientele compatibile cu dumneavoastră. În momentul în care un gând de acest fel atinge creierul unui bărbat cu care sunteți compatibilă, o să vedeți că apare o atracție. Și încetul, încetul va fi și apropierea. Uh-huh. Singurătatea este groaznică. Ați căutat și noastră femeia potrivită? Cum a de făcut sigur, și am avut ghinionul când mi-au murit primele două soții. Dar ați fost asaltat de femeie? A fost mai ușor la dumneavoastră? A fost asaltat de femeie, într-adevăr, pentru că, din păcate, în perioada aceasta de debusolare a societății, foarte multe puștoaice visau să se căsătorească cu scriitorul Pavel Coruț, care avea deja o avere și un renume. Însă eu mi-am ales cu foarte multă grijă femeia, în așa în fel încât să ne potrivim din punct de vedere al personalităților, să avem aceleași idealuri și credințe de viață, să ne iubim cu adevărat, nu să trăim un an împreună făcând spectacol la televizor și apoi să divorțăm și să o luăm fiecare în altă direcție și să fim și de vârste apropiate. Sunt mai multe familii de team marketing. La cine vă referați? Acum ce se întâmplă? Silviu Prigoană, Adriana Baguțeanu, Monica și Irina Columbeanu? Nu vreau să nominalizez. Uite, întreba un telespectator, Monica, mă rog, Columbeanu, e o cacofonie, Monica Columbeanu, dar asta e numele. A avut succes sau noroc? Nu-mi place să bârfesc o doamnă atât de frumoasă, dar nu-mi place să bârfesc nicio doamnă. Am înțeles. Nu e frumos să facem bârfe când noi discutăm un subiect atât de interesant. Bun, revenim la cum partea să obținem succes? Revenim la partea cu femeile. A venit vreo doamnă care v-a pus zestrea pe hârtie așa și... Parcă mi-a citit gândul. Discutăm telepatic acum. Așa. Cea mai interesantă cerere în căsătorie când am rămas văduva a doua oară a fost din partea unei libere întreprinzătoare din Timiș, fiica unui mare bogătaș din Timiș, care mi-a trimis foarte... simplu, o scrisoare. Dragă domnule Coruț, mă numesc Utare, sunt divorțat, am un copil de 5 ani pe care vi-l prezint în fotografie. Și a dat și dimensiunile? Și mi-a trimis fotografie. Am înțeles, da. Posed următoarea zestre. Mi-a înșiruit o zestre impresionantă. Nu va mai trebui să scrieți un singur rând în viața dumneavoastră,
mergeți cu mine, vă plimb prin munt, vă legăn, vă distrez, vă nu știu ce, vă cer în căsătorie. Am râs, am râs, erau față de mine... Averea era bunicică? Averea era foarte bunicică, era însă foarte tânără față de mine și nu am obiceiul ăsta să încurc viața nimănui. Printre tinerile care probabil mă urmăresc acum, se număra și o olteancă de 20 de ani. Mi-am dat seama, a venit odată de două ori, trei ori la scriitorul preferat, cu flori, cu una, cu alta, întârzia, se apropia seara și am zis, domnișoară, vă umblă prin cap niște prostii. Eu am o fiică mai în vârstă decât dumneavoastră. Să fie foarte clar, eu am niște principii morale foarte severe, nu vă voi atinge în viața mea de copile de vârsta dumneavoastră. Ia, mergeți și vă măritați. Și s-a măritat, într-adevăr, mi-a scris după aceea, a avut și copil. Da, știți, cunoscusem un tip care avea o anumită viziune despre femei. Zicea așa, are casă, e frumoasă. Asta e o mentalitate de român. Haideți să ne înțelegem. Român descurcăreți, cum se zice, românul se descurcă. Nu, sunt teribilisme. Până la urmă, cei care înșeală dragostea sunt pedepsiți. Adevărata căsătorie se bazează pe dragoste și înțelegere perfectă dintre un bărbat și o femeie. Știți că eu nu accept căsătoriile dintre gay și lesbii și nu mă interesează. Da, da, ei, le ei puțin excepții. Interesează. Nu, nu. Pentru mine sunt excepții și vreau să, nu le discutăm. Ținând seama că 90%, 95% dintre români au aceeași părere ca și mine, de data asta mă simt și eu. Hai să nu rămânem datori telespectatorilor. Da, vă rog, vă rog, pentru că tot așa vorbim și mai avem un minut și citesc vreo trei, dumneavoastră nu răspundeți și după aia se supără telespectatorii. Trebuie să la urmă să le citesc o formulă. E în regulă. Nu, că mai avem timp, stați liniștit. E în regulă. Cineva iarăși amintește de bubuli, dar nu discutăm în seara asta despre aceasta bubuli. Aceasta e din seria da. Octogonul în acțiune. Da, dacă mă chemați odată, discutăm și treaba aceea. Trăiască Dacia Unită, uite, ați făcut victime. Felicitări pentru invitat, vă admir, domnule Pavel Coruț. Pentru mine, afacere proprie egal slugă. Afacere sunt manager proprie. Și vreau să respect șefii, dar nu pot, Angela. Afacere proprie înseamnă om liber. Da, în mod normal așa ar trebui. Afacere proprie înseamnă om liber. Muncesc mai mult, dar sunt stăpânul meu. Eu iau decizia, eu o aplic. Eu sufăr consecințele negative dacă am greșit, eu câștig mai mult dacă am gândit bine. Aceste formule de autosugestie se pot face cu voce tare sau se pot spune și în gând? Se pot spune și în gând, însă, stimați telespectatori, vă sugerez să le scrieți și să le citiți, deoarece în această situație informațiile pătrund pe doi receptori, pe cale vizuală, când citiți, până la creier și pe cale auditivă, prin ureche. Deci intră prin ochi și prin ureche, prin cei doi receptori. Pe cale orală, nu. Și se întâlnesc în creier. De aceea vă sugerez ca o metodă foarte ușoară și plăcută să le scrieți pe o coală albă, în culoarea preferată de dumneavoastră, ca să încântați cu subconștientul care este doritor de plăceri. Dacă vă place, exemplu, culoarea roșie, scrieți în roșu. Și citiți aceste formule cu voce litanică, așa cum veți auzi, că vă voi citi eu o formulă de sugestie. Nu, e bine că spuneți că să scrie, emisiune. Pentru că sunt mulți oameni care n-au memorie și mai sunt și cei din categoria leneși pe care creierul ar putea să-i doară având atât de multe gânduri. La un loc. Că dumneavoastră spuneți că trebuie să repete de vreo 30 de ori și dimineața și seara. Ca gândurile să le fugă în altă parte. Dacă însă citesc, urmăresc și cu ochii, citesc cu voce tare și aud și cu urechea, pătrunde mai ușor formula în creier. Se încastrează acolo și produce efect. Dați câteva exemple de oameni de succes din România din punctul nostru de vedere. Păi încep cu unul din cei mai bogați. Îl cunosc personal pe profesor dr. Iosif Constantin Drăgan, care a avut un succes teribil, fiind sugestionat pozitiv că va trăi 106 ani de către o vrăjitoare, dânsul credea în respectivele prognoze. Trăiește 106 ani, că a depășit de mult. Mai trăiește? A depășit 90 de ani și se simte bine, e vioi, vesel, e în Palma de Mallorca. Îl cunosc personal că i-am fost consilier. Unii toți spun că a murit. Că nu, astea sunt zvonuri. Trăiește foarte bine, are 3 copii cu Veronica și e foarte bine, mersi. Micle. Hei, acest om este într-adevăr un om de succes. Cine a citit biografia prin Europa, a înțeles ce înseamnă să pleci cu o valiză cu sută de tatăl tău care era pielar, asta era meseria tatălui său, prelucrător în piele.
să pleci în lume, în Europa, și să ajungi din poziția de student cu o bursă în poziția de multimiliardar. Dacă nu mă înșel, este pe locul 2 după Țiriac sau înaintea domnului Țiriac, nu sunt foarte sigur. Da, dar pe acolo se cifrează afacerea. E un om de succes care este self-made man. Ne întoarcem după publicitate, vă rog mult.